Aflăm la sediul Servicii Publice Municipale. Avem o conferință de presă mai deosebită. Alături de noi cei de la Primăria Târgoviște, iată că este prezent la acest eveniment și domnul președinte al Consiliului Județean, Corneliu Ștefan, alături de doamna Luciana Cristea și de domnul Antonel Jijie, care sunt vicepreședinții ai Consiliului Județean Dâmbovița, pentru a discuta despre un eveniment, despre un lucru care cred că este foarte important pentru municipiul Târgoviște. Iată că avem primele rezultate palpabile ale celui mai mare proiect din istoria municipiului Târgoviște. Este vorba de un proiect implementat pe fonduri europene. De fapt, sunt două proiecte cu o valoare cumulată de aproximativ 170 de milioane de lei. Și ieri a fost livrat la Târgoviște primul autobuz Mercedes-Benz Citaro Hybrid din cele 28 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid care vor ajunge în Târgoviște până la jumătatea lunii martie. Repet, până la jumătatea lunii martie, toate cele 28 de autobuze vor fi la Târgoviște. Tot până atunci va fi implementat și sistemul de management al transportului public local în municipiul Târgoviște. Va fi dotat servisul care va fi folosit pentru mentenanța acestor autobuze. Cea mai mare parte a autobuzelor va ajunge în Târgoviște undeva în luna februarie, la finalul lunii februarie. Asta ca să preîntâmpin cumva discuțiile care ar putea apărea, domnule, un singur autobuz, dar acum a fost adus un singur autobuz, va fi utilizat în principal de către personalul de aici pentru a se obișnui cu aceste autobuze cu dotări absolut extraordinare. Veți vedea că este o diferență de la ceva pământ între actualele autobuze pe care le avem în circulație și acest autobuz, care oferă condiții de siguranță, condiții de confort și este autobuzul care circulă astăzi pe străzile, nu știu, din Madrid, în marile orașe din Germania, da? Este într-adevăr o schimbare radicală în bine pe ceea ce înseamnă transportul public în comun din municipiul Târgoviște și este numai începutul implementării celui mai mare proiect din istoria acestui oraș. Pentru că în afara celor 28 de autobuze mai avem încă 12 autobuze în licitație în acest moment, deci vom avea 40 de asemenea bijuterii pe roți în Târgoviște, Mercedes sau altceva, pentru că nu știm cine va câștiga licitația pentru cele 12. De asemenea, foarte curând, probabil în prima parte a anului viitor, vor începe lucrările de construcție a depoului din zona complexului turistic de natație. De asemenea, a unei stații de capăt în această zonă și a încă unei stații de capăt undeva la intrarea în municipiul Târgoviște, lângă Oțel Inox. De asemenea, va fi reabilitat bulevardul Mircea cel Bătrân, va fi reabilitat bulevardul Regele Carol, va fi reabilitată strada Gării, va fi reabilitat pasajul de lângă PAFCOM. Toate acestea în cadrul unui proiect care mai cuprinde în plus și reabilitarea stațiilor de traseu din municipiul Târgoviște. De asta am spus că vom avea un transport public european, un transport public de natură să răspundă celor mai exigente cerințe pe bani europeni, în cea mai mare parte, în contextul în care nu știu când municipiul Târgoviște s-a mai bucurat de o asemenea investiție pe ceea ce înseamnă transportul public, însă o abordare completă, plecând de la mijloacele de transport propriu zise, stații, inclusiv stații de capăt și depou, plus reabilitarea principalelor coridoare de transport, repet, în cadrul a două proiecte, valoare totală de aproximativ 173 de milioane de lei. Iată că ca și stadiu, pe acest contract încep să vină autobuzele. Licitația este aproape de finalizare pe ceea ce înseamnă lucrările de infrastructură, da?
pe zona de management al transportului public este gata, zona de service este gata, toate acestea vor veni până în luna martie, cu excepția lucrurilor de infrastructură, unde avem, unde avem de lucru 24 de luni. Însă, cert este că vom avea o schimbare majoră în municipiul Târgoviște. Mă bucur că alături de echipa de la primăria Târgoviște, mă refer aici la colegii mei, la Monica, la Gabi, la Cătălin, dar și la echipa de la Departamentul de Investiții, da? Reușim să realizăm asemenea proiecte care vor marca viitorul acestui oraș pe următorii 10-20 de ani și nu mă refer numai la acest proiect, mă refer și la proiectele, spre exemplu, care vizează reabilitarea unităților de învățământ din municipiul Târgoviște, mă refer la proiectele care vizează construirea de parcuri în Târgoviște, parcuri noi, de mult nu s-au mai construit în Târgoviște parcuri noi, mă refer la proiectele de reabilitare a infrastructurii din municipiul Târgoviște, acolo unde cred că am înregistrat progrese extraordinare, da? Începând cu implementarea PID-urilor, proiecte începute de Gabi, continuate de mine, de asemenea centura municipiului Târgoviște, un proiect care este aproape gata în acest moment, mai avem puțin de lucru la pasajele rutiere, proiectele pe care le avem în cartierele municipiului Târgoviște, toate acestea marchează o perioadă foarte bogată din punct de vedere administrativ, din punct de vedere al realizărilor administrative în Târgoviște. Nu o să insist eu pe acest subiect, târgoviștenii sunt cei care vor decide și au decis dacă ceea ce facem noi este în concordanță cu ceea ce așteaptă aceștia de la noi. Am vorbit foarte mult, vă invit puțin să ne uităm, să vedem efectiv cum vor călători târgoviștenii, repet, cel mai târziu, începând cu luna martie, jumătatea lunii martie. Cam așa. În acest mijloc de transport care va fi utilizat în Târgoviște, repet, începând cu luna martie, avem aici, numai puțin, vedeți că fiecare scaun are portul USB de încălcare a telefonului. Aici avem un buton pe care persoanele, aici sunteți exact pe locul persoanelor cu dizabilități, un buton pe care persoanele cu dizabilități îl pot accesa, da? Îl pot apăsa. La șofer se va aprinde un marcor. Da? Aici va fi scaunul, este un kit special, nu știu dacă l-avem la îndemână. Kitul special, în momentul în care este o persoană cu dizabilități, se lasă rampa, aici este rampa, da? Se intră foarte aproape și este un kit special cu centuri și așa mai departe pentru persoana cu dizabilități, pentru părinții cu copii în cărucior și așa mai departe. Asta e primul, o să vă prezint, nu dotările standard, aer condiționat și așa mai departe, acestea sunt evidente, o să vă prezint niște dotări mai deosebite de natură să vă faceți o idee despre ceea ce înseamnă, acest autobuz. Vedeți, confortul este unul deosebit, acestea sunt băncile de asemenea dedicate persoanelor cu dizabilități, da? Sunt marcate corespunzător. Camere de luat vederi în tot autobuzul, avem și acolo un monitor LED pe care vor fi afișate informații legate de trafic, legate de activitatea administrației locale sau alte aspecte de interes pentru târgovișteni. În partea cealaltă avem cabina șoferului care este complet izolată, acolo vom merge și veți vedea interfața pe ceea ce înseamnă sistemul de management al traficului, da? Aici avem senzor de numărare a călătorilor și senzor care împiedică închiderea ușii în momentul în care o persoană este în raza de acțiune a senzorului, de exemplu, unde stă Gabi acolo, da? Este un autobuz special conceput pentru transportul public urban. Un autobuz de natură să ne permită să știm în orice moment
câți oameni sunt în autobuz, da? Dacă există sau nu întârzieri, dacă ajung la timp în stații și așa mai departe, vă dați seama că dincolo de ceea ce înseamnă reducerea consumului de combustibil, fiind vorba de autobuze hibrid, reducerea costurilor va fi avantajat, va fi favorizată și de acest sistem de management al traficului, care ne va permite să ne dozăm eforturile și cursele exact acolo unde este nevoie și la intervalele orare de care au nevoie târgoviștenii. Sunt foarte confortabile, eu am încercat ieri, da? nu sunt înghesuite. Sigur că pe video nu poate apărea temperatura, dar cu ușile deschise, aici este destul de cald, este o atmosferă confortabilă, climă și așa mai departe. Buton de panică, avem o situație în care cineva va solicită acest lucru. Cam 100 de persoane cu locurile în picioare pot intra în acest autobuz pe ceea ce înseamnă transportul urban. Da? Este un autobuz care este special conceput pentru transportul urban și mă bucur că și municipiul Târgoviște, repet, începând cu jumătatea lunii martie, va avea un transport public absolut extraordinar. Și mă bucur să contribuim și noi, ne bucurăm că și noi contribuim, în limita atribuțiilor noastre, bineînțeles, la aceste lucruri care sunt cu adevărat deosebite, cu adevărat importante și care într-adevăr îmbunătățesc viața în municipiul Târgoviște și vom încuraja utilizarea transportului public. De altfel, acesta este un alt obiectiv pe care sunt convins că îl vom atinge. Utilizarea mijloacelor transportului în comun în detrimentul autoturismelor proprii, care creează aglomerație în centrul municipiului Târgoviște, creează în general aglomerație în oraș. Da? Deci utilizarea acestui mijloc de transport în comun. De asemenea, în viitorul apropiat, după momentul la care vom avea și aceste autobuze în circulație, ne gândim să reglementăm cumva zona de parcare din centrul municipiului Târgoviște, astfel încât să reușim să reducem aglomerația, da? Și să reușim să și ne atingem obiectivul pe ceea ce înseamnă scăderile de emisii poluante, pentru că acestea sunt principalele motive pentru care Uniunea Europeană ne dă bani. Dacă aveți întrebări.